omenirea pe care noi o știm astăzi a intrat într-un con de umbră al spiritualității. Omenirea pe care noi o știm astăzi tânjește și suferă după timpul în care oamenii simpli găseau bucuria, găseau fericirea. Și în simplitatea lor, înțelegeau ce înseamnă să fii om. Astăzi, societatea ne-a transformat în vânător de iluzii. Alergăm zi și noapte după fericire și nu găsim. Alergăm săptămână după săptămână, zi după zi, lună de lună și an de an, să ne împlinim. Să ne simțim compleți și fericiți, și nu mai găsim. Și din contră, am fost copleșiți de stres, de îngrijorare. Depresia este acum la ordinea zilei. Frustrarea, negativismul, răutatea. Am început, în urmă cu ceva timp unul dintre cele mai frumoase studii și analize a cuvântului lui Dumnezeu. Și anume persoana Duhului Sfânt. Am învățat cu toții faptul că Dumnezeirea este compusă din trei persoane care împărtășesc aceeași natură. Este Tatăl, este Fiul și este apoi Duhul Său cel Sfânt. Și că atunci când tu urmezi calea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine la tine și va cere aprobare să locuiască în tine și îți va da daruri. Dar nu se va opri aici. El va folosi aceste daruri, am învățat noi, ca să producă El însuși prin noi roade. Și săptămâna trecută am privit către ceea ce noi numim roada Duhului Sfânt, care este, Galaten 5, versetul 22, dragostea, agape, în limba română, într-o transliterație aproximativă din limba greacă. Vreau astăzi însă să avansăm și să înțelegem faptul că rodul pe care Duhul Sfânt îl produce în om, repet și fac un scurt rezumat în trei cuvinte al ceea ce am vorbit săptămânile trecute, rodul nu ți aparține ție și mie, ce aparține cui? Duhului Sfânt. Dragostea, agape, nu este a ta, nu poți niciodată practica. Pentru că ea este un rod al Duhului Sfânt. Va fi prezent în viața ta câtă vreme va fi și Duhul Sfânt. Astăzi, însă, ne vom apleca asupra uneia dintre modurile în care ea se manifestă în lume. Dragostea, închipuiți-vă ca pe elementul definitor al Dumnezeirii care împrăștie ca niște raze o sumedenie de manifestări. Și prima dintre ele este bucuria. Când te voi lăuda, spune psalmistul, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care l-ai mântuit. Și Petru, a prins disbor ce se găsea în Psalmul 71 și ne-a spus cum ne bucurăm noi creștini. Și anume, voi aceia care îl iubiți pe Hristos fără să-l fi văzut și credeți în El fără să-l vedeți, voi vă bucurați cu o bucurie specială, negrăită. Și strălucită. De ce? Pentru că voi știți că veți dobândi ca sfârșit al Credinței voastre mântuirea. Iubitilor, astăzi ne vom ocupa de poate cea mai frumoasă fațetă a caracterului uman, în fond, motorul, motivația, energia ta ca om, și anume, fericirea și bucuria căci ceea ce ești tu și ceea ce ai fost creat să fii, ești imaginea lui Dumnezeu care se scaldă în bucurie și în fericire. Și veți înțelege pe final de ce spun asta. Își găsește totul rădăcina în Exodul capitolul 30 și 34, atunci când Moise îl întreabă pe Dumnezeu să-i arate slava lui. Doamne, dacă mi ești prieten, arată-mi slava ta. Și veți remarca faptul că, voi detalia mai târziu, acest concept înglobează în limba ebraică mult mai mult decât noi înțelegem. Dar revenind la psihologia simplă, omul, prin definiția sa, este un căutător și un consumator de bucurie și de fericire. În fapt, atunci când ești trist și supărat, în tine începe să se manifeste decadența, degradarea, atât fizică cât și spirituală ulcerul nu va fi niciodată provocat de o stare de fericire constantă, hedonică, ci de stres, tristețe și supărare. Depresia pe de altă parte, o manifestare a psihicului, nu ca și, cancer, nu ca și uh, uh, ulcerul, o manifestare fizică. Depresia, așadar, este o stare de nonsens, închidere în sine tristețe. O ca o floare ofilită, care nu-și mai arată parfumul ei. Asta pentru că am fost creiați să fim bucuroși. Asta pentru că am fost creiați să fim fericiți. Asta pentru că am fost creiați în fapt să fim definiția lui Dumnezeu și expresia în acest univers a bucuriei și fericirii lui. În fapt, spune Iov, atunci când Dumnezeu a făcut pământul și l-a pus pe om. Noi, spuneau îngerii, îngerii lui trebuie să-l în cântări de bucurie pe protocolul pământului pentru că am văzut minunea. Bucuria este definiția lui Dumnezeu. Este sinonimă în limba ebraică veche cu bunătate. Este sinonimă o har. Așadar, când ești bucuros, ai har. Și când ai har, ai bunătate. Și când ai bunătate, ești ca Dumnezeu. Trăim însă vremea în care oamenii nu mai înțeleg ce înseamnă să fii bucuros, ce înseamnă să fii fericit. Nici nu mai face distinția între ele în fapt. Trebuie să înțelegeți a fi fericit și a fi bucuros în două lucruri distincte. Nu sunt același lucru. Pentru că noi, ca oameni, căutăm fericirea, societatea în care trăim ne-a codificat să o căutăm într-un anume fel. Și pentru că n-am înțeles ce înseamnă să fii cu adevărat fericit, am învățat să o căutăm unde nu trebuie și să ne păcălim singuri. Citind în dicționarul explicativ al limbii române, veți vedea faptul că fericirea este o stare de mulțumire sufletească. Ea e intensă și este de plină. Așadar, fericirea e doar o stare aici și acum. Ea este o reacție spontană la plăceri întotdeauna temporare. Doar aici și acum sunt doar evenimente și acțiuni. Și merge în linie dreaptă către, de obicei, e prescris așadar înspre sănătate, succes și bunăstare. Așadar, ce ți aduce sănătate te face fericit, dar pentru scurtă durată. Ce ți aduce bunăstare te face fericit. Când cineva îți dă un bonus la serviciu de 200 de lire, mărire la salariu, te faci fericit. Dar nu ține mult, pentru că e temporar. Banii se duc repede. Cum ți-i dă, așa ți ia. Bucuria însă, prin contrast, este un sentiment. Este o definiție a caracterului. Ea nu e generată de o stare, de o acțiune, de un eveniment, ci este un sentiment de satisfacție sufletească. Pentru cei care vreți să studiați mai mult sentimentul, e un proces întreg, afectiv, specific doar oamenilor. Un animal nu poate fi bucuros. Doar noi avem această șansă. Este așadar un proces afectiv care îți exprimă atitudinea ta ca om față de realitate. Dacă fericirea este așadar o reacție la mediul înconjurător aici, acum, bucuria este în fapt o atitudine care pornește din caracterul tău. E o trăsătură de caracter. Ați văzut ce a spus psalmistul? Psalmul 71, versetul 23. Când eu te voi lăuda, atunci voi fi cu bucuria, nu doar pe buze, Așa fac mulți. How are you? Întrebăm noi în limba engleză. I'm fine, I'm ok. Și îți aruncă un zâmbet. Nu doar pe buze, ci va fi în Sufletul. Bucuria aceasta va fi întipărită în Sufletul pe care l-am mântuit. Aceasta implică faptul că ai înțeles. Că ai raționalizat, că ai conștientizat ce ești. Și o exprim din interior în afară. Bucuria iubiților nu e generată doar de câteva acțiuni aici și acolo, de o sută de lire mărite, mărire de salariu sau de faptul că uh, ți-a cumpărat iubitul un inel de logodnă. ci ea se învață. Bucuria este o definiție a caracterului omului. Bucuria este o trăsătură a lui Dumnezeu. Ea se exprimă și invadează ca razele de lumină întreaga personalitate a unui individ. Și toate elementele sale specifice. Iată, de exemplu. Unii dintre noi suntem bucuroși chiar și atunci când mergem. La locul de jale. Pentru că bucuria nu e doar un zâmbet, ci e înțelegerea unei realități. Da, am pierdut o persoană dragă, dar eu știu unde a mers. Știu că a ajuns unde trebuie. Știu că a învins și a câștigat bătălia. Poate că aici cei mai buni sunt cei din Brașov, să vă explicați Acolo e cimitirul vesel din Brașov. Oamenii ăștia sunt fericiți. Lasă acolo. Da. Nu, no, e ok. Bucuria se exprimă așadar în toate aspectele personalității omului. Interesant este însă, ați spune voi, da, dar bucuroși sunt și creștinii, bucuroși sunt și necreștinii, bucuroși sunt și musulmani, bucuroși sunt și hinduși. Pentru că și ei au caracter, și ei au trăsături. Ce înseamnă bucuria din punct de vedere biblic? Și cum ar trebui să fie ea în viața ta? Pentru că omenirea n-a înțeles și a fost dusă pradă sentimentelor și emoțiilor generate de societate, oamenii au început să alege mai degrabă către fericire. Și nu către bucurie. O numim în mod general hedonism. Hedonism e o concepție în care tot ceea ce contează la om este obținerea plăcerii. E binele suprem. Nu mă interesează ce se întâmplă, vreau să mă simt bine. Nu mă interesează cum, vreau să mă simt bine acum. Și unii apelează la alcool. Unii apelează la sexualitate, unii apelează la droguri, unii apelează la tutun, unii apelează la fel și fel și fel și fel de mecanisme. Sunt oameni care sunt fericiți doar pentru faptul că înșeală statul și nu-și plătesc taxele. Sunt oameni care sunt fericiți doar pentru faptul că sunt macho men sau women în trafic. Wow, ce l-am făcut pe asta? Ah, ce bine mă simt! Aceea este o fericire temporară. Ați auzit de așa ceva, așa? -i? Oameni care ar da tot ce le sunt putință, doar să încalce legea. Deci eu stau la coadă, ca ceilalți. Eu dau din coate, ca române. Mă simt bine să fiu. Mă descurc. Astea, ați auzit de vorba asta? Eu mă descurc. Să descurcăreți. Nu vă mai păcăleți singuri. Asta e subcultură. Iubiți românii. Asta e subcultură. Și aceasta ne-a făcut de râs. Nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Fiți politicoși. Fiți educați, fiți oameni. Repet, fiți oameni. Darea din coate e sub cultură. Nu-i pentru creștini. Sunt oameni care se simt bine când fură. Aia e cleptomanie. Cleptomanie este o dereglare a funcționalității normale, a psihicului și personalității umane. Sunt oameni care se simt bine când își schimbă 10, 15, 20 de parteneri. Am fost trist să văd acum poze ale unei fete care a venit și a frecventat biserica noastră, a cântat aici. Era al cincilea partener acum. Să o ierte Dumnezeu. Sunt oameni care se simt bine înșelându-i pe ceilalți, pe frații lor. Aia nu-i fericire. Aia este o stare de moment de automanipulare a minții. O spune psihologia. Astăzi, acest hedonism, căutarea plăcerii rapide, a primit forme interesante. Unii o numesc mindfulness. Îmi umplu mintea. Mi-a la aminte acum la birou, a venit la noi cineva și a zis, vrem să facem în pauzele voastre, să facem ședințe de mindfulness cu toți angajații. Zic, ia, ia, explicăm și ce facem. oh, umplem mintea. Păi și cu ce le umpleți? Păi îi punem să se gândească la... Domnule! Ziceau ei, înainte să îți umplu mintea, trebuie să o golesc. Păi mi-o golești cum adică? Și cu ce mi-o umpli? O numesc ei o extensie a yoga. Vedeți, oamenii au învățat o sumedenie de metode alternative în care cred ei, manipulându-și mintea, că ajung să se simtă bine. Până când? Lăsați-i să se simtă bine cum cred ei, dar urmăriți-i. Știți cât îi ține? O săptămână, două, o lună, un an maxim și iar cad în depresie. Că s-a terminat mai în S-a terminat yoga. Asta pentru că suntem vânători de chilipiruri. Suntem vânători de tarabă. Credem că putem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Iubitule și iubito, mintea omului a fost făurită într-un mod anume și nu poate fi înșelată cu briz-brizuri de pe tarabele mindfulness-ului, yoga, emoțiilor. Sunt biserici astăzi unde vi se predică doar emoțional. Uitați-vă la acești predicatori. Să duc oamenii cu miile. Pentru că te duci acolo, plângi un pic, vezi un pic de show, te-ai simțit constrâns psihologic și repede după ce ai ieșit, ai uitat tot. Aia nu e fericire. Fericirea adevărată se transcrie în bucurie, iar bucuria înseamnă o trăsătură a caracterului. Acei oameni care îi vedeți că au ieșit pe ușa bisericii și sunt tot posomorâți, nu au înțeles nimic. Să nu mă înțelegeți că intru în extrema cealaltă, Biblia însă își spune să redem cu cei ce râd și să plângem cu cei ce plâng. Dar nu se referă la asta. Înseamnă să ai respect și să simți, să îi empatizezi cu celălalt. Nu înseamnă că dacă ai fi creștin cu adevărat, da, despărțirea e grea. Dar când știu că cel mai drag mie a ajuns la Dumnezeu, s în sus de fericire. Pentru că știu că a ajuns unde trebuie. Așa, aștept să mă duc după el. Când n-ai înțeles nimic din pocăință, atunci poți să fii trist. Și cu adevărat ești trist. Pascal, unul dintre cei mai faimoși filozofi și matematicieni ai vremii, a zis așa. Pentru că a fost incapabil să-și rezolve problematica morții, a răutății și a ignoranței, oamenii au ales mai degrabă să nu mai vorbească despre acestea crezând că poate vor fi astfel fericiți. Cu alte cuvinte, a spus Pascal, când vine vorba despre moarte, despre răutate și despre ignoranță, aruncăm toate suprași. Am o veste bună pentru voi! Poți fi bucuros chiar dacă știi că mor mâine! Poți fi bucuros chiar dacă știi că ai cancer terminal! Poți fi bucuros chiar dacă știi că este ultima ta zi! Poți fi bucuros chiar dacă știi că ți-a luat casa foc. Poți fi bucuros că, chiar dacă știi că ai pierdut pe toți cei dragi. Și răspunsul la aceasta stă în Hristos. În El este mântuire. În El este viața veșnică. În El este răspunsul la tot. De ce credeți că satana îl neagă pe Hristos astăzi atât de vehement? În România se vorbește despre această luptă împotriva homosexualității și alții nici nu vor să audă. Pentru că satana vrea să-ți ia ce ai mai bun ca și rezolvare, cheia la Și răspunsul la tot este Hristos. Răpindu-ți-l pe Hristos, satana îți va lua orice șansă să fii fericit sau bucuros. Vei fi! Poți să te colci cu o sută de femei. Cât crezi că te ține? Îți spun eu. Știința știe precis câți spermatozoizi poate să aibă un om. Știe precis câte ovule poate să aibă o femeie. O să se termine. Ce te faci atunci? Gata fericirea. Cât crezi că o să poți să bei? Cât crezi că o să poți să fumezi? La un moment dat o să se termine. unde e fericirea? Iubitule, țintește sus. Țintește dincolo de galaxii. Sintește acolo de unde ești de fapt, acolo unde fericirea și bucuria nu se vor termina niciodată. JFK, JF Kennedy, unul dintre cei mai faimoși oameni ai istoriei, președintele Statelor Unite ale Americii, a spus înainte să fie asasinat în celebrul discurs în care a autorizat zborul spre lună. Omenirea este de acum într-o perioadă a schimbărilor și a provocărilor. Într-o decadă caracterizată mai degrabă de speranță și totodată de frică. Într-o vreme a cunoașterii și a ignoranței, dar cu cât crește cunoștința oamenilor, cu atâta în aceeași măsură crește și ignoranța lor. Așa că nu este de mirare faptul că mulți se vor ridica să spună că e mai bine să rămânem puțin în starea în care suntem acum. Să ne mai odihnim puțin, să mai așteptăm, să nu ne avântăm. Asta e omenirea în care stăm. Stai jos. Fii calm. Poți fi fericit uitându-te pe Playboy toată ziua. Poți fi fericit stând în dugeană toată ziua. Poți fi fericit cu țigara în gură toată ziua. Să o crești tu. O să adormi cu ea în gură, o să scadă în pat, o să iei, o iei patul foc și o să arzi și tu și patul. Poți să bei câte sui că vrei tu. Dar s-ar putea la un moment dat, de prea mult alcool, când te duci să sufli în sobă să se reaprindă focul, să o ia pe partea cealaltă. Și o să arzi și tu. Nu, asta e fericirea iubiților. Ne spune Biblia. Eclesiastul 2 spune așa. Am zis inimii mele, haide, haide inimă. Vreau să te încerc cu veselie. Gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune am zis râsului, ești o nebunie. Și veseliei, ce te înșelă degeaba. Am hotărât în inima mea să-mi învesele strupul cu vin, în timp ce inima mea mă va cărmui cu înțelepciune. Și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava un unde cresc copacii. Am cumpărat robi, mi-am cumpărat roabe și am avut copii de casă. Am avut și și boi, și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogățica de toți împărații cei tari. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar și înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nici o veselie, ce am lăsat-o să se bucure de toată turul mea și aceasta mi-a fost partea din toată ostenea la mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la toată truda cu care făcusem, am văzut că în toate este numai de jertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. A spus-o cel mai puternic împărat al lumii, cel mai bogat dintre împărații lui Israel. De ce? De ce credeți că nu a putut să găsească fericirea? Pentru că fericirea și bucuria nu se găsesc aici jos pe pământ. Proverbe 21 cu 15 spune faptul că e o bucurie pentru cel neprihănit când face binele. Asta e bucuria lui. Dar pentru aceia care fac răutate este doar o pricină de groasă. Ai putea însă tu să mă întrebi, frate, ce este totuși bucuria biblică? acea bucurie pe care tainic încerci să ne-o prezinți. Dacă fericirea lumească se termină, dacă așa zisă bucurie a lor nu are hotar stabil, care e bucuria pe care ne-o spune Biblia? Ei bine, iubiților creștinul, creștinul poate să spună cu tărie și cu responsabilitate Faptul că singurul leac la acuzele conștiinței, căci în fapt aici este lupta. Când tu nu mai ești fericit, dacă te analizezi te vei vedea faptul că ceva în tine, un mecanism pe care noi îl numim conștiință, vine și îți spune, nu-i bine ce ai făcut. Nu-i bine că ai furat, nu-i bine că ai fumat, nu-i bine că ai corvit, nu-i bine că ai băut, nu-i bine că ai înșelat, nu-i bine că ai pierdut timp. Și ți-a -ți fericirea acest gând. O numim cenzură sau conștiință. Singurul aspect însă, ca și răspuns la acuzele conștiinței, este să știi faptul că acolo undeva departe, pe dealul căpățânii, la Golgotha, la Calvar, cineva a făcut o lucrare măreață ca să se elibereze conștiința de păcat și tu să fii din nou un om înnoit și nou și bun pentru Dumnezeu. Bucuria despre care Biblia ne vorbește se circumscrie într-o stare continuă în toate circumstanțele vieții tale. Ești bucuros și atunci când pierzi la serviciu. Ești bucuros și atunci când îți arde casa. Și mulți creștini au spus slavă Domnului. Mi-aduc aminte de fratele moldovean. Mi-aduc aminte de Burbrand. Mi-aduc aminte de atâția eroi credinței care cu bucurie se rugau pentru cei ce îi priguneau. O creștem iubirea în inima mea, o creștem iubirea te-o ruga este o cântare scrisă, compusă, atunci când iubitul nostru frate a fost răstignit pe pământ, pe betonul rece, pe 25 decembrie, ca să înghețe de viu. Și el bucuros se ruga ca să-i crească iubirea și mai mult pentru aceia care îl prigoneau. Iubiților, când îl cunoști pe Dumnezeu, ești bucuros. Dar știți de ce? Asta pentru că și anticipează cumva Pavel. El spune în 1 Tesaloniceni 5 cu 16, voi, iubiților, bucurați-vă totdeauna. Nu spune câteodată, totdeauna pentru că tu... Am spus că diferența dintre fericire și bucurie este faptul că fericirea e aici acum, ceva minuscul. Bucuria însă e o trăsătură caracterului tău, totdeauna. Dar fiți atenți, cum te bucuri totdeauna? Nu-i oricum. Filipen 4 cu 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul să te bucuri în Dumnezeu. Să te bucuri în Dumnezeu. Acum, haideți să ne reuităm la bucurie ca și roada a Duhului Sfânt. Am spus că bucuria este o fațetă un mod de manifestare a dragostei agafei. Dragostea lui Dumnezeu. Și ea este un fruct, un rod al Duhului Sfânt. Ei bine, în limba greacă, în limba greacă, conceptul acesta bucurie. Se spune așa, hara, hara, este lesne de înțeles pentru cei care sunteți cunoscători de limbă greacă veche. A faptului că hara este, are etimologie în conceptul grecesc haris. Haris, în fapt, înseamnă Bunătate. La noi nu s-a tradus în Biblie. Efeseni 2.8 spune așa: Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și mulți fac confuzia când îi întreb ce este harul, ei spun că e un dar. Este dar, într-adevăr. Dar harul nu e prin el însuși har. Traducerea exactă înseamnă haris, înseamnă mărinimie sau bunătate. Asta pentru că atunci, și acum revin la ce v-am promis la început, atunci când Dumnezeu vorbește cu Moșa, Moise, în limba română, acolo sus pe munte, Moșa îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, Doamne, arată-mi slava Ta. Și verbul în limba acesta, conceptul folosit de Moșa în limba ebraică este Tob, Tob, Doamne, arată-mi Tob. Bob, în limba ebraică veche, este un termen care are mai multe înțelesuri. Pentru că limba aceasta este complexă. Pentru noi, acolo, bunătate este sinonim cu frumusețe. V-am mai povestit și voi insista despre asta când vom vorbi despre bunătate, peste trei duminici. Și nu insist acum. Ce vreau însă să vă spun este că în capitolul 34, când Dumnezeu se autodescrie pe el însuși și spune, iată, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea, toată slava mea, căci eu sunt îndelung răbdător și plin de bunătate. Dumnezeu folosește un alt termen acolo. Nu mai este tob, ci este de data aceasta hesed. Cine vrea să-l pronunțe împreună cu mine? Hesed. Vreau să vă uit. Hesed, excelent. Hesed înseamnă bunătate, dar în același timp fericire. A fi fericit în viziunea lui Dumnezeu, sau mai degrabă a fi bucuros în viziunea lui Dumnezeu, înseamnă același lucru cu a fi bun, cu a fi plin de har. Vă face sens? Cât de frumos e Biblia scrisă? Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte. Prima manifestare sau fațeta de postării în această lume este bunătatea. Sau îmi spune noi, harul. Pentru că am spus noi în limba greacă, bunătate, se scrie hara. Cine vrea să, pr să pronunțe limba greacă veche? Hara. Corcara. Spun unii. De aceea, în roman 14 cu 17 ni se spune că împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, vedeți voi, nu e fericirea aceea pe care ți-o aduce lumea. Îți dau un Ferrari și te-am făcut cel mai fericit din lume. Stai liniștit, ai să fii fericit până ai cu el în gard. V-am mai povestit, a venit la mine unul și mi-a zis, frate, păstor, sunt cel mai fericit din lume, mi-a luat un hammer. Pe moment, eu am gândit că așa a luat un ciocan. Și nu, frate, e o mașină, ca da, să vezi ce mașină. Și m-am spus, când m-am dus afară, era -a mai dugheana. -ma. <fie> Închipuiți-vă o mașină normală și mai avea lățime încă de o jumătate de mașină. Așa, în față, la el încăpeau trei oameni și un pic unul lângă altul, nu doi. Mi-a dat un hammer. Sunt cel mai fericit. Știți că l-a ținut? Știți că l-a ținut? A doua zi! Mi-a dat telefon. Am dat cu ea în zid nu te-a pus să fii fericit așa de tare cu hamărele? Hamărul de ai făcut să bată, să spargă. să ai luat hamărul, te și sparge acum. Plângea. Vedeți, bucuria aceasta nu ține. Mâncarea și băutura nu aduc fericirea, ne spune în roman 14 cu șapte. ci ia uitați cine e bucuria aceasta. Neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Când ești bucuros de la Dumnezeu, ești diferit. Fapte 20 cu 35 ne spune că în toate privințele v-am dat o pildă pentru că e mai ferice să dai decât să primești. Și acolo, dacă ar fi vorbit în limba mai, că apostolul ar fi spus, citând vorbele Domnului Isus, pentru că aici el spune că îl citează pe Domnul Isus care a spus, e mai ferice să dai decât să primești, când Domnul Isus ar fi spus asta, ar fi spus, ar fi folosit conceptul hased în limba ebraică sau aramaica un pic modernizată sau în limba greacă hara este acea bucurie de a da nu de a primi dacă vrei să fii bucuros cu adevărat învață să dai tot ce ești ce am spus că înseamnă Dragostea despre care vorbește Dumnezeu, ce înseamnă aga, agafi? Sacrificiu de sine. Excelențor. Nota 10. Deci, dacă dragostea, dacă Dumnezeu este agafi și înseamnă dragoste, înseamnă sacrificiu de sine, ca să fii bucuros, ce trebuie să facem în primul rând? Să înveți să te sacrifici. Ai bucurie adevărată când poți să știi că tu te sacrifici pentru ceilalți. Coloseniul 1 cu 24 Eu mă bucur în suferințele mele pentru voi. Ați mai pomenit așa ceva să-ți aducă suferința bucurie? Când îți aduce suferința bucurie? Păi îți spun eu când. Dacă ți-aș spune că îți leg o piatră de moară de spate și te pun să târșiești tot barking-ul ăsta timp de o zi și la final o zi le dau un milion de lire, îți spun eu că suferi și e strângi din dinți până seara să câștigi milion de lire. Cu alte cuvinte, ce vreau să vă spun. Când știi ce perspectivă te așteaptă în față, atunci lupți. Ești gata să suferi. Era Pavel un pic masochist, cum spun psihologia, adică îi plăcea să sufere? Nu. El suferea pentru că știa ce așteaptă dincolo de suferință. El nu ținte aici, aici și acum. Nu ține la puțin. Nu ține la comorile pe care le mănâncă rugina și le fură hoții și țintea la comorile din cer. Pentru că bucuria în viziunea Bibliei iubiților este în primul rând înțelegerea perspectivei. O numim noi când tu înțelegi și raționalizezi că trebuie să te schimbi, o numim noi în limba greacă? Metanoia, excepțional, frate, nota 10, care înseamnă, așa într-o traducere românească, Pocăință! Excepțional! Ați învățat lecția, nota 10. Nici nu cred că mai are rost să stau prea mult acei iubiților. Când ești creștin, știi să te bucuri. Pentru că înțelegi că bucuria ta este generată de ceva ce are să vină departe, de departe și să te ducă acolo o numim noi bucurii amântuirii. pentru că înțelegem că suntem prețuiți, pentru că înțelegem că la calvar Domnul Isus a venit să ne elibereze, pentru că înțelegem că nu mai suntem străini de Dumnezeu, înțelegem că nu mai suntem pierduți de turmele sale, ci suntem una în El, suntem salvați, suntem cu un preț pe capul nostru că avem un destin la care aspirăm, că avem o țintă către care să mergem. Iubiților, bucuria mântuirii este ancorată în Dumnezeu, este ancorată în faptele unei credințe autentice. Ea nu se găsește în mărunțișurile de pe tarabele lumii de astăzi de pe tarabele spiritualității, spiritualității promovate în bisericile de duzină și ea se găsește ancorată în Biblie. Să știi și să fii convins că te vei pierde casa. Dumnezeu o va înlocui și dacă nu o va înlocui, slavă Lui te va lua casa acolo unde e casa adevărată. Să știi că dacă îți vei pierde pe cineva drag, nu l-ai pierdut pentru că a ajuns să-ți pregătească acolo calea când vei veni și tu să știi că nu ești pierdut pe veci. Știți care este drama care se întâlnește astăzi în ortodoxie? Care este drama care se întâlnește astăzi în catolicism? Care este drama care se întâlnește astăzi în hinduism? Care este drama care se întâlnește astăzi în ateism? Este că atunci când te duci, nimeni nu mai știe unde mergi. Și când îți vei lua la revedere de la viață, nu vei ști dacă te vei mai întâlni vreodată cu cei dragi. Noi avem o speranță, avem o bucurie de plină și aceasta se manifestă în faptul că înțelegem că la Dumnezeu, la Dumnezeu începe totul. Și acolo sus nu se va mai termina nimic. Iubiților, în catechismul de la Hilderberg, un Document confesional care are 129 de întrebări și răspunsuri în care să-ți garanteze faptul că te afli pe calea credinței. Prima întrebare este în jurul asigurării faptului că ai înțeles care e singurul tău confort în viață și în moarte. Și anume faptul că eu cu trup și suflet. Atât în viață, cât și în moarte, nu mai sunt al meu ce aparțin Mântuitorului. Acel minunat credincios Iisus Hristos, care cu sângele Său prețios m-a curățit pe deplin și nici o pată de păcat nu mai este atribuită mie, că m-a eliberat de toată puterea diavolului și mă păstrează în așa fel încât fără voia Tatălui din ceruri, nici măcar un fir de păr, să nu poată cădea din capul meu. Sunt bucuros pentru că toate lucrurile vor fi subordonate mântuirii mele. Și prin urmare, prin Duhul Său cel Sfânt, El mă va asigura de viața veșnică. Iubiților, Luca, Luca ne-a spus că în ceruri e cu atât mai multă bucurie pentru un singur om care se pocăiește. Cerul întreg sărbătorește. Bucuria e proiectată în salvare. Pentru că mai numim noi bucuria eliberării. Bucuria unei maturități spirituale. O bucurie de plină care e generată și caracterizată doar de prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus că vei înțelege cu adevărat cât ești de fericit, cât ești de bucuros în această lume, când vei privi spre tine în oglinda caracterului Lui. Fericiți, a spus El. Fericiți sunt acei săraci cu Duhul, Că cea lor este împărăția cerurilor. Să fii fericit. Înseamnă să înțelegi că prin tine însuți ești gol și descoperit, dar prin el te umpli. Fericiți sunt cei ce plâng și își plâng păcatul. Își plâng starea, căci ei vor fi mângâiați și salvați. Fericiți sunt cei blânzi Căci ei vor moșteni pământul. Fericiți și bucuroși sunt cei flămânzi și însetați după neprehănere. Căci ei vor fi săturați. Fericiți sunt cei milostivi. Căci ei vor avea parte de milă. Fericiți și bucuroși sunt cei cu inima curată. Căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt cei împăciuitori, căci ei vor înțelege că vor fi doar astfel chemați fii al lui Dumnezeu. Fericiți și bucuroși sunt cei prigoniți din pricina mea și a neprihănerii, că cea lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea oamenii vă vor lovi, vă vor ocorâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că ați câștigat cerul, căci numele voastre vor fi scrise în împărăția mea. Fericiți sunt doar cei ce l-au cunoscut și l-au înțeles pe Dumnezeu ca și mântuitor. De ce vrea el să înțelege asta? Pentru că doar astfel, doar astfel bucuria ta va fi de plină și nu va mai fi temporar aici, acum, care trece iute ca vântul. Pentru că doar astfel omenirea va cunoaște cum strălucește Dumnezeu prin voi și prin mine. Pentru că doar astfel vom declara lumii bucuria care ne așteaptă sus și vom face geloși. Pentru că doar astfel, doar astfel, bucurându-ne în necaz, fiind răbdători în suferință, oamenii, oamenii, vor crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Vor crede pe cuvânt Biblia sa. Nu uitați, iubiților! Vrei să înțelegi care ți este starea? Întreabă-te în fiecare zi. Sunt eu un om pozitiv sau am ajuns un om negativist? Ea pentru adevărul Bibliei? și în împărăției lui Dumnezeu mai mare decât bucuria pe care mi-o aduc lucrurile fizice. Întreabă-te, întreabă-te cum îl reprezinți pe Dumnezeu în lume și cum te-ar descrie cei care te văd. Îți dau bucuria, trebuie să fie o râvnă nu pentru lucrurile de cei, ci pentru cele de sus. Să nu te interesează cât de bine te văd ceilalți aici ci cât de bine te vede Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvântezi și să vă ajute să fiți bucuroși pe deplin, pe deplin, având în voi speranța, bucuria și perspectiva cerului. Să poți spune cu inima deschisă, Doamne, Tată, când te voi lăuda de acum, voi fi cu bucuria pe buzi. Voi fi cu bucuria în sufletul pe care Tu mi-l ai izbăvit. Căci, Doamne, Doamne, eu mă bucur de acum cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că știu că voi dobândi ca sfârșit al alergării credinței mele, mântuirea sufletului meu. Amen. Tată, îți mulțumesc că mi-ai dat putere să te mai vestesc o zi, să arăt lumii bunătatea, mărinimia și frumusețea ta. Învață-ne să fim bucuroși atunci când totul ne merge din plin, dar și atunci când totul ne merge mai puțin. Ajută-ne să fim bucuroși înțelegând că la tine se găsește adevărul, neprihănirea, pacea și splendoarea fericirii. Te-am rugat toate acestea, în numele Domnului Isus, prietenul nostru bun, prin care suntem ce suntem. Amin.